Un curs de miracole de Kenneth Waupnik, exerciții zilnice pentru studenți, lecția 121. Iertarea este cheia fericirii. Aici se află răspunsul căutărilor tale de a găsi pacea. Aici se află cheia semnificației unei lumi ce pare lipsită de sens. Aici se află calea către siguranță în mijlocul primejdiilor aparente care par să te amenințe la fiecare colț și care strecoară nesiguranță în toate încercările tale de a găsi vreodată liniștea și pacea. Aici își găsesc răspunsul toate întrebările tale. Aici se află în sfârșit certitudinea sfârșitului tuturor incertitudinilor. Mintea neiertătoare este plină de teamă, nelăsând loc iubirii să fie ea însăși, să-și desfacă aripile în pace și să se avânte deasupra zbuciumului lumii. Mintea neiertătoare este tristă, lipsită de speranța alinării și izbăvirii de chin. Ea suferă și stăruie în mizerie, orbecăind prin beznă fără să vadă, fiind totuși convinsă de primejdia ce o pândește acolo. Mintea neiertătoare este sfâșiată de îndoială, nelămurită atât în ce o privește cât și față de tot ce vede, temătoare și mânioasă, slabă și fudulă. Temându-se să meargă înainte, temându-se să stea pe loc, temându-se să se trezească sau să adoarmă, temându-se de fiecare sunet, dar și cu mai mare teamă de tăcere îngrozită de întuneric, dar și mai îngrozită de apropierea luminii. Ce altceva poate percepe mintea neiertătoare decât propria ei osândă? Ce altceva poate contempla decât dovada că toate păcatele ei sunt reale? Mintea neiertătoare nu vede greșeli, ci numai păcate. Se uită la lume cu ochii nevăzători și țipă atunci când își contemplă propriile proiecții, ivindu-se pentru a-i ataca jalnica parodie a vieții. Vrea să trăiască, dar își dorește să fi fost moartă. Vrea iertare, dar nu vede nicio speranță. Dorește scăpare, dar nu poate concepe vreuna, pentru că pretutindeni îi vede numai pe cei păcătoși. Mintea neiertătoare este cuprinsă de disperare, fără nicio perspectivă de viitor care nu i-ar putea oferi decât și mai multă disperare. Cu toate acestea, ea își consideră judecata pronunțată asupra lumii ca fiind ireversibilă, neputând înțelege că s-a condamnat ea însăși la această disperare. Ea consideră că nu se poate schimba, că ceea ce vede stă mărturie că judecata ei este corectă. Nu întreabă, căci crede că știe. Nu pune la îndoială, sigură fiind că are dreptate. Iertarea este însușită, nu este inerentă minții, ea neputând păcătui. Precum păcatul este o idee pe care singur ți-ai însușit-o, tot așa trebuie să înveți și iertarea, dar de la un învățător, altul decât tine însuți, cel care reprezintă celălalt sine din tine. Prin el înveți cum să ierți sinele pe care gândești că l-ai făcut, lăsându-l să dispară. Astfel îți redai mintea, devenită una, celui care îți este sinele și care nu poate păcătui niciodată. Fiecare minte neiertătoare îți oferă ocazia de a-ți instrui propria minte cum să ierte. Fiecare dintre aceste minți așteaptă izbăvirea de iad prin tine și se întoarce către tine, implorându-te să-i dai cerul aici și acum. Nu are nicio speranță, dar tu devii speranța ei. Și fiind speranța ei, devii propria ta speranță. Mintea neiertătoare trebuie să învețe prin iertarea ta că a fost mântuită de iad. Și după cum demonstrezi tu mântuirea, așa ți-o vei însuși. Însă practicarea și învățarea nu vor veni de la tine, ci de la învățătorul care ți-a fost menit ca să-ți arate calea. Astăzi exersăm cum să învățăm să iertăm. Dacă ai bunăvoința, poți învăța astăzi să dobândești cheia fericirii, făcând uz de ea spre folosul tău. Vom dedica 10 minute dimineața și alte 10 seara pentru a învăța cum să dăruim iertare și cum să o dobândim. Mintea neiertătoare nu crede că a dorui este tot una cu a dobândi. Totuși, astăzi vom încerca să învățăm că sunt unul și același lucru, practicând iertarea față de cineva pe care îl consider ca fiindu-ți dușman, precum și față de cineva pe care îl consider ca fiindu-ți prieten.
Și pe măsură ce vei învăța să îi vezi pe amândoi ca unul, vom extinde lecția asupra ta însăți și vei vedea că scăparea lor a inclus-o și pe a ta. Începe perioadele mai lungi de exersare gândindu-te la cineva care nu-ți place, care pare să te ierte, să te irite sau pe care nu ți-ar conveni să-l întâlnești, cineva pe care îl disprețuiești de-a binelea sau pur și simplu încerci să-l treci cu vederea. Nu contează ce formă îmbracă mânia ta. Probabil că te-ai oprit asupra lui deja. Este exact cine trebuie. Acum închide ochii, fixează-l în mintea ta și uită-te la el pentru o vreme. Încearcă să vezi lumină în el, o mică licărire pe care nu ai observat-o niciodată. Încearcă să găsești o mică rază de înseninare, luminând imaginea urâtă pe care o ai despre el. Privește această imagine până zărești o lumină undeva în cuprinsul ei, iar apoi încearcă să lași această lumină să se extindă până când îl acoperă, făcând imaginea să devină frumoasă și bună. Uită de o vreme la această percepție preschimbată, apoi îndreaptă-ți mintea spre cineva pe care îl consideri prieten. Încearcă să transferi asupra lui lumina pe care ai învățat să o vezi în jurul fostului tău dușman. Percepe-l acum ca fiindu-ți mult mai mult decât prieten, căci în această lumină, sfințenia sa ți-l înfățișează pe mântuitorul tău, mântuit și mântuind, vindecat și întreg. Lasă-l apoi să-ți ofere lumina pe care o vezi în el și lasă-l pe dușmanul și pe prietenul tău să se unească între a binecuvânta cu ceea ce ai dăruit. Acum ești una cu ei și ei cu tine, iertat ai fost acum de tine însuți. Nu uita de-a lungul zilei de rolul pe care îl joacă iertarea în a aduce fericire fiecarei minți neiertătoare, a ta fiind printre ele. Spuneți la fiecare oră: iertarea este cheia fericirii, mă voi trezi din visul în care se face că sunt muritor, supus greșelilor și plin de păcat și voi cunoaște că sunt fiul perfect al lui Dumnezeu. Vă rog acum, toți care ați participat la această lectură și care doriți să ne desprindem de multele minciuni care se ridică la suprafață, care s-au ridicat la suprafață cu această lecție și minciuni vis-a-vis de ce înseamnă iertare și să ne întoarcem în adevăr. Repet, minciune înseamnă orice fel de concepte învățate, senzații pe care le ai în corp, energii pe care le percepi, cuvinte, gânduri și așa mai departe. Și soluții care crezi că acelea sunt soluții, deci minciuni care se ridică la suprafață cu ocazia acestei lecturi, asta nu înseamnă numai în timpul cât asculți, înseamnă și în timpul în care asculți, dar și pe parcursul zilei sau al zilelor care urmează și uneori poate dura chiar un an, 2, 3, 4, 5. Vă mulțumesc. Pe mâine la lecția 122. Pa!